Pentagonul a plasat 8500 de soldați în stare de alertă maximă pentru o eventuală mobilizare în vederea gestionării situației din Ucraina. De asemenea, NATO va trimite mai multe trupe, nave și avioane de luptă în Europa de Est din cauza tensiunilor din zonă. Pentagonul a declarat luni că secretarul apărării, Lloyd Austin, a plasat până la 8500 de soldați în stare de alertă sporită. Aceștia vor fi gata de mobilizare dacă NATO va decide să-și activeze forța de răspuns pentru a face față situației dintre Rusia și Ucraina. Începând de acum, a fost luată decizia de a pune aceste unități în stare de alertă maximă și doar în stare de alertă maximă. Nu s-a luat nicio decizie de a desfășura forțe din Statele Unite în acest moment. Și de ce spun alertă sporită? În unele cazuri, unele dintre aceste forțe se aflau deja într-o poziție de alertă sporită Pregătite de a fi desfășurate, iar secretarul Apărării a decis să eficientizeze, să scurteze și mai mult timpul de acțiune, a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului. NATO a anunțat luni că va plasa forțe suplimentare în așteptare și va trimite mai multe nave și avioane de luptă în Europa de Est. Acestea vor fi staționate în Lituania, Bulgaria, România și în Marea Baltică. Departamentul de Stat al SUA a mai spus că preferă diplomația și dialogul cu Rusia. Ei știu de asemenea, au auzit acest lucru în cadrul discuțiilor noastre private, dar și în cele exprimate public. Știu că, așa cum suntem pregătiți pentru dialog și diplomație, suntem pregătiți și să urmărim apărarea și descurajarea conflictului, a declarat Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA. Duminică, Departamentul de Stat a ordonat tuturor membrilor familiilor personalului ambasadei SUA la Kiev să părăsească imediat Ucraina, iar personalul ambasadei poate alege să plece în mod voluntar. De asemenea, a actualizat avertismentul de călătorie pentru Ucraina la nivelul 4, nu călătoriți. Departamentul de Stat spune că îi ține pe cetățenii americani din Ucraina la curent cu evoluțiile în materie de siguranță și securitate. Dar specifică de asemenea că în cazul unui conflict militar, SUA nu va putea să evacueze cetățenii americani din Ucraina. Acesta este motivul pentru care i-am încurajat pe cetățenii americani care s-ar putea afla în Ucraina să-și facă planuri în consecință, inclusiv prin utilizarea opțiunilor comerciale în cazul în care aleg să părăsească țara, a mai spus Ned Price. Între timp, Marea Britanie și Australia au început de asemenea să-și retragă o parte din personalul ambasadelor din Ucraina, iar Germania a oferit asistență familiilor, personalului ambasadelor și unor civili care doresc să plece. Atât pentru astăzi! Vă mulțumim că ne urmăriți! Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Ne puteți găsi pe social media, atât pe pagina de Facebook a NTD România, cât și pe YouMaker și Telegram. Dacă doriți să ne ascultați, aveți la dispoziție podcasturile emisiunilor noastre. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi. Intrați pe NTD România!